Hai, salut! Vă zic rapid, eu sunt Feri și Cazi Mercuri. Mai avem nicio oră la dispoziție. Suntem așa și mă plimbam pe oraș. Cum ar fi mă să facem astăzi vătoarea de comori din SH-ul? Exact, asta vom face azi. Dar nu prea mai multe lucruri, de deja v-am spus, mai este ore și se închid aproape poate. Haideți mai bine să vedem ce vom găsi. Zici că e pantera roz. Da, bă, dar e micuț. Ca să înțelegi unele după altele. Mai găsesc și cărpoasă. Fotbal. Să-ți cu o bluză. Da, da, cred că e mărime mică. Da, e un nes. Dacă e și Jordan aici. Da. O, lasă-mă ce. Și tu rost. O să probez să văd cum o vin. Aici. Asta e vânătoarea de comori de azi, de miercuri. Și cred că va fi episod săptămânal. Nu știu sigur. Se așa ură, la îndăpuși. Da, e mărime mică. Da. E un nes. România. Frumoșia. Simplu, elegant. Asta cred că o să-l iau să-l fac cadou cuiva și sigur că îmi plăcea. Frumos rău de tot. Intacte toate. Asta cu Germania. Scuzați. Bluza asta retro. Frumos rău. Ia să vedem. Cum ne vine. Cred că îi fac cadou cuiva. Dacă bluza aia pe care o să-i iau, eu umblă-o. Știi cui? Un vechi. Asta cred că o iau.
Cât erau pantalele? Sunt niște ori. Și le-am pus pentru decor. Pentru mingiola cu dopul. Cum consideri? Mă, sunt pusile pentru decor. Pentru clipărea. Da. Știi? Rămâne așa. Mai gândi un pic. Ăsta, iar și ușa mă. Băi, știi care pe care o să-l iau? O să mă ridic să-mi iau bluza asta, chiar dacă e puțin mică. Am pus o bluză, dar cum vreau așa. Știi? Bijuteriile astea. Cred că așa rămâne. Uite-ți, mă. Pantalon așa, dar nu știu eu să-i pun. Și asta pentru decor, pentru studio. Ceea ce vă place, dați un like acolo. Vă pupa fieri. Impreta sârbă că victimele nu sunt rănite grav. Totuși, după această tragedie, avem informații că astăzi au mai fost două incidente în școlile din Serbia, dar una dintre ele imediat după momentul de reculegere din această dimineață pentru ce eu... Iștorul se așa asta. Ei bine, după ce v-am spus că în miercuri, de fapt, fiecare miercuri o să facem căutarea de comori din SH, timp de o oră am văzut 4 SH-uri, dar din păcate, decât în prima am reușit să filmez ceva și un pic în ultimul, dar cam slăbuț ultimul. Din păcate, al doilea, nici filmare, nici găsit nimic, absolut nimic, zero, nimic. În SH-ul 3, mai bine nu mai intram. În fine, să revenim din nou. Vă spun, sau și vă arăt ce am găsit în SH, în primul SH. O să rup pe camera mea, nu să aduce și mie obiectele muncii. Bă, mai știu ce omul e până la pia. O să zic 70 de pe hapoar. 60. 60-70 de, undeva pe acolo. Multe dintre ele sunt, nu sunt mărimea mea, altele da, unele le-am luat pentru cineva, altele nu. Sau, unele le-am luat pentru decor. O, toate mai multe doreți în clipul de azi. Deci, începem, da? Prima dată am găsit bluza asta, retro, nu e de la nicio firmă, pentru 25 de lei a fost. 20, hai 23, dar nu așa sigur crescut a fost. Simplă, zici că e sorbită cu bopsea aici. Bă, mie unul îmi place. Bun. Mă las mai cinci momentan. După aceea, aveam aici pe perete la studio un decor cu Borussia. Și aici era unul de la Ronile cu Barsa. Din păcate, ăsta o să dispară. Pentru că am găsit un frumos tricou cu Bayern, e mic de mine, l-am luat pentru decor, pentru voi, pentru viitoarele clipuri, de ce nu, pentru următoarele emisiuni, nu se știe. O trăiesc și o vedem. Și chiar aici pe clip o să fac cu voi darea tricoului jos cu Ronaldinho și montarea asta cu Bayern. Că de ce nu, avem Borussia și Bayern. Asta o să lăsăm deoparte. Ne-a servit, ne-a servit, dar acum a venit la lucru spre. Bine, normal se punea pe jos, nu pe deasupra, dar... Feri, feri. Tobele, vă rog. Deci,
Superb. Jos pe la viața asta. Continuăm. Am mai găsit mai rupul ăsta de fotbal. Inițial am vrut să-l iau pentru mine. Dar m-am gândit să dau cadou cuiva. Iar persoana care va primi acest cadou, deja îl știți, mai multe nu vă spun. Bun, să continuăm. Stând acolo ce căutând și căutând, am găsit tricou, pantaloni ăștia miștole tot. Spuneți-vă în comentarii dacă este de femei sau de bărbați. Mie nu mi se pare de bărbați sau unisex. Dar vreau să fie de bărbați, că vreau să-i pot. Avem frumos pantaloni ăștia de la Adidas. XXL sau 3DX. Câte nici? XL-ul. Bă, sunt prea mișto. Și e de menținut că toate hainele sunt în stare perfect. Nu rupte, nu murdare, nu nimic. În stare perfectă. Bonus. Ăștia le fac cadou cuiva drag mie. Două pălării de pescuit. Bine, și le zic eu, nu știu perfect cum se zice. Una e una dintre ele este cu Mercedes aici, alta cu Pikachu. Să continuăm. Și vreau, în clipul de azi, să fac un outfit în care o să intre pantalonii ăștia, bluzița asta și cu Jordanește. Clipul ăsta scurt de outfit cu schimbare de ținută o să vedeți la pe TikTok. Ei bine, acum că v-am prezentat și vânătoarea de comori din SH, vreau să vă văd pe voi ce idei mai aveți sau dacă mai aveți, vreau să le scrieți în comentarii la în secțiunea de comentarii sau la mine pe Instagram la eu_sunfel. Iar dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați de like, share, subscribe și până data viitoare la un alt clip din sau ceva ce aparține SH. Să aveți ce vreau.